Au făcut valuri la Mondialul de Canotaj, apoi s-au premiat cu prăjituri în valuri. Mădălina și Amalia Bereș sunt primele surori din România campioane mondiale. Prăjitura le-a adus aminte surorilor Bereș de momentul magic din Cehia, unde au luat aurul mondial. Wow! Baluri, da? Ce tare, nu? Zici că ești pe apă. Sunetul când îți alunecă barca foarte bine e asemănător aproape ca acesta. Surorile Bereș sunt primele din România campioane mondiale la același sport și în aceeași barcă. 4 ani e diferența între cele două. Așa, la comun, parcă îți dă și o putere în plus. Noi am avut doar visul nostru, să tragem împreună și să reușim. Suntem împreună în cameră, împreună în barcă, împreună peste tot. Parcă-ți pare rău. Nu. Înnebunite după dulciuri, surorile Bereș nu-și fac griji pentru siluetă. Mă antrenez tot la fel de mult, pe cât mănânc. După ce au cucerit aur la europene și mondiale, Mădălina și Amalia mai au un vis. Cu medalii la jocuri, ne dorim foarte mult.